Bună seara, Gabi. Din păcate, pentru voi ați pierdut acest trofeu. Cum mai descrie această finală pierdută? Bună seara. Cum să o descriu? Știam că sunt o echipă foarte bună pe contraatac. Au avut două șuturi extraordinare. Prima repriză, în care au și marcat. Păcat că noi am forțat puțin pe final și am avut câteva ocazii. Asta este. Felicităm echipa adversă. Ce să mai zic? Când pierzi o finală, îți dai seama că ești trist. Viața merge înainte. Alții au pierdut campionate mondiale și alte finale. Ce ai simțit la golul 2? Pentru că ai rămas N-am simțit nimic, că mai aveam 45 de minute de jucat. Am crezut că putem să ne mobilizăm la pauză și să întoarcem rezultatul, dar n-a fost să fie. S-a văzut și o lipsă de prospețime. Cel puțin asta a fost senzația mea și vreau să te întreb dacă a fost cauzată Vreți să spuneți, unde vreți să ajungeți. Ăsta este lotul nostru. Cu 11 jucători am jucat 45 de meciuri. Noi n-avem un lot numeros. Noi am făcut o schimbare sau două tot campionatul, dacă ați văzut. Nu s-a pus problema niciodată că folosim rezervele sau nu știu ce folosim. Fără să insinuez ceva. Crezi că se putea menaja o bună parte din lot la meciul cu FCSB ca să fie mai proaspăt? S-au menajat jucătorii. Eu am ieșit în minutul 2, chiar am ruptură. Merec a ieșit în minutul 20. Cei 3 au ieșit în minutul 70. Despre ce să mai vorbim acum? Deci s-au menajat jucătorii. Ăsta este lotul nostru cu care am defilat și am ajuns, am făcut performanță la voluntari. Am intrat în play-off, ceea ce echipa asta n-a intrat niciodată. Fericii jucătorii, staff-ul, conducerea și așa mai departe. Păcat că n-am câștigat și în finala în seara asta. Ți-ai dorit atât de mult să joci în finală încât ai forțat din primul minut? Da, chiar am forțat și nu știu ce spun unii și alții. Mă doare direct în cur, sincer, pe românește. Eu am făcut ruptură de 3 mm și am forțat că am vrut să ajut echipa. Da. Ești foarte nervos pe ce ți-a spus. Nu mă interesează ce se spune. Nu, dar nici niciodată n-ai avut o astfel de ieșire. Pe ce ieșire? Păi dacă toată lumea vorbește, ce să vorbească? Să stăm capre în fața FCSB-ului? N-am înțeles. Ce înseamnă asta? Noi ne-am apărat șansele corect de fiecare dată. Nu ne-am dat la o parte. Când ne-au bătut cu 4-0, i-am felicitat. Ei râdeau de noi. Acum nu mai are rost. A trecut episodul acela. Păcat că n-am câștigat cupa. Și păcat că n-ați prins și o cupă europeană, că e frustrant, presupun, să stai atât de mult în play-off, da? Și în sezonul regulat a fost acolo sus și iată că nu reușiți să mergeți în Europa. Păcat, dar ăsta este fotbalul. Ăsta este fotbalul. Și câteodată doare. Dar viața merge înainte, cum am spus. Gabi, cum te-ai simțit aici în Giulești? M-am simțit bine. Pentru că s-a vorbit despre faptul că și Rapidul te vrea și vreau să te întreb ce vei face în continuare. Nu este nimic adevărat din ce s-a speculat în ziare. Reporterița respectivă probabil era rapidistă și mi-a pus o întrebare. Și eu am răspuns cu ar trebui să vorbiți cu cei din conducerea Rapidului. Deci asta a fost totul, după aia s-au vehiculat multe. Și te-ai hotărât ce vei face în continuare? Mai avem un meci, după care voi discuta cu conducerea clubului.